Organizat sub egida CONAF, proiectul România Turistică, între impas și oportunitate, reprezintă o serie de dezbateri în județe importante din țară. După întâlnirile care s-au desfășurat în județul Constanța, Cristina Chiriac, președinte CONAF România, a venit și în județul nostru. La sediul instituției prefectului Vâlcea a avut loc o conferință la care au participat Magda Popescu, președinte CONAF Vâlcea, precum și două membre din conducerea organizației vâlcene, Dorina Mutu, director general Anabela, și Sabina Boiștean, manager Antena 3 Vâlcea, ambele în calitate de vicepreședinte. Proiectul acesta pe care vrem să-l aducem inclusiv în județul Vâlcea se numește Turismul Românesc între impas și oportunitate și încercăm să vedem care sunt problemele fără o conotație negativă, doar ca să găsim soluții. Și lucrurile acestea nu se pot face decât cu decidenții locali și partenerii centrali. Modelul pe care noi l-am lansat deja la Constanța pe 7 august a fost așa. Prefectură, Consiliul Județean, Primărie sau Primării, dacă sunt mai multe orașe. Da. Sunt primăriile de stațiune. Da, exact. E important să participe la acest. Așa. Da. Și liderii sau persoanele cu notorietate atât de la nivel județean cât și de la nivel central pe turism. În viziunea președintei CONAF România, Cristina Chiriac, România Turistică între impas și oportunitate reprezintă un proiect național prin care se dorește identificarea problemelor reale și găsirea soluțiilor ușor de implementat. În acest context este foarte importantă activitatea organizațiilor de management al destinațiilor. Ce putem face pentru a implementa, pentru a dezvolta soarta turismului în România? Actualmente noi avem în economia românească ca și pondere în PIB 5%. Ideal ar fi să ajungem la 10%. Cum ajungem la 10% pondere în PIB din turism? Să descoperim în parte. Este clar că nu putem vorbi de o strategie actualmente la nivel național unitară, pentru că ce se pliază pe Constanța nu se pliază pe Vâlcea, ce descoperim pe Vâlcea nu merge în Poiana, Brașov și așa mai departe. Și atunci avem nevoie de un cadru larg cu particularități pentru fiecare zonă. Județ, regiune. Exact. România are un potențial turistic enorm, care însă nu este promovat. Ceea ce ne lipsește din punctul meu de vedere, în primul rând pe turism, dar la nivel național, nu vorbesc neapărat de Vâlcea, ne lipsește o strategie de promovare. Deși instituția prefectului Vâlcea nu dispune de buget, prefectul Sebastian Fârtat încearcă să găsească soluții prin care să sprijine turismul. Vreau și încerc acum, sunt în discuții cu cei de la AIMEDECE, de la prefectură și cu partenerii externi, să înființez prin ordine de prefect o comisie care se ocupe de partea de cultură, turism din județul Vâlcea. Instituțiile publice care trebuie să ne pună la dispoziție niște date, Direcția de Cultură, Direcția de Statistică și așa mai departe, astfel încât, pe baza datelor puse la dispoziție de ei, cu ideile din mediul privat, ONG și alte structuri, Consiliul Județean, Primăria, stațiunile, să punem 3 luni, 6 luni, 8 luni, să dezbatem, să facem grupuri de lucru și peste 6 luni sau peste 1 luni să venim cu un document să spunem noi, ăsta e documentul asumat de toată lumea care a participat la asta și care a vrut să se implice, cu ce vrem să facem în județ. O să vă dau cadrul legislativ pentru aceste ONG, o să vedeți cum au fost ele gândite, că cadrul legislativ există deja. Și o să vedeți că acolo vorbim de un parteneriat public-privat între Consiliul Județean, primăriile din județul respectiv, instituțiile care sunt abilitate, au atribuții, și versus partea cealaltă, stakeholderi, adică hoteluri, restaurante, nu știu, centre de divertisment, organizare de evenimente și așa mai departe. Seria discuțiilor pe marginea acestui proiect va continua pe 2 septembrie la Brașov, 15 octombrie la Suceava și 4 noiembrie la Cluj.